Oameni buni, Marian Drăgulescu este un campion, toată lumea știe, e cel mai medaliat sportiv român din toate timpurile și deși luna aceasta împlinește 39 de ani, omul ăsta se pregătește pentru provocarea supremă. Vrea cu ardoare un aur olimpic la Tokyo 2020. E clar, Marian Drăgulescu e un om cu care românii se mândresc. Așa că de 1 decembrie am vrut să vedem dacă românii își recunosc campionii. I-am făcut rost lui Marian Drăgulescu așa de o salopetă de lucrător la benzinărie și l-am pus la încercare. Haideți să vedem câți dintre clienții pe care i-a servit la alimentare l-au recunoscut. Priviți! Bună ziua, bine ați venit! Ce faci, mă, Marianu? Salut! Uite ce să fac și eu pe aici, îți dau mână de ajutor. Faci-mi e plinul. Da, cum să nu, alimentez. Geamurile și astea, tot ce... Perfect, tot ce trebuie. Gata. Pachet complet. Gata, frate. Ce băgăm, benzină, motorină? Motorină plus. Motorină plus. S-a făcut. Ziua bună a campionului de dimineață se cunoaște. De îndată ce am ajuns în benzinărie, Marian Drăgulescu și-a intrat în rol cât se poate de bine. Vesel, serviabil și plin de energie, s-a pus imediat la dispoziția șoferilor pentru un spălat de parbriz sau pentru ajutor la alimentarea cu combustibil. Curios să vadă dacă va fi recunoscut. Bună ziua și bine ați venit! Vă pot ajuta? Mă vezi, mă vezi? 1, 2, mă aud, perfect! Vă pot ajuta? Da, benzină 95 de lei. Da? E foarte serioasă, domnișoara. Bună ziua! Bine ați venit! Motorină? Motorină? Aia mai bună, 200 de lei. Da? Extra. 200 de lei. Pot să vă cer și o părere? Am făcut și eu sport în tinerețe și dacă puteți să-mi spuneți dacă aș putea să fac și eu gimnastic așa, dacă aș fi putut să ajung și eu mare campion. Sunteți Maria? V-ați făcut sport? Faceți sport? Nu? Da. Vă uitați la sport? Serios? Ți-ai schimbat meseria? Astăzi este o zi specială. Da, și filmăm cu cei de la Pro TV pentru 1 decembrie. Suntem cu sportul noi, suntem cu omul Păianjă. Bravo, mame, mulțumim. Bravo, mame. Patrick, frumos, mulțumim ce și... frumos, bună ziua. Ce faceți, domnul? Mulțumesc bine. V-am adus un campion să vă bage, da. Să vă bage combustibil. Da, mulțumim frumos. Extraordinar, am avut o surpriză plăcută. La mulți ani, România, la mulți ani, România. La mulți ani, România, la mulți ani, români. Da, la mulți ani de ziua României. Mersi. De 100 de lei? Da. Ok, motorină extra. Da. 100 de lei. Pot să vă rețin și eu 2 secunde? Da. Vă uitați la sport? Nu, mă. Nu? Am și eu nevoie de o părere. Am făcut și eu sport când eram mic. Și dacă puteți să-mi spuneți dacă aș fi putut să fac de performanțe. Ia uitați. Credeți că aș fi putut să fiu ca Drăgulescu? Să faci seme cu Drăgulescu. Da? A, vă mulțumesc, auziți? Chiar este Drăgulescu. La mulți ani de 1 decembrie, Marian Drăgulescu. Îmi pare bine de cunoștință. La mulți ani de ziua României. Bă, dar chiar seme. Da, mă, știu. Băi, dacă îmi dau și asta, s-ar putea... Da, mă, eu sunt. Am făcut și eu sport când eram mic. Da. Și vreau să vă cer o părere, așa, dacă aș fi putut să fac de performanță. A, dacă... Dar știu cine sunteți. Da? Cine? Vreau să fost campion la gimnastică? Ba da. Salut. Îmi pare bine, la mulți ani de 1 decembrie. Tot respectul pentru ce ați făcut în viața asta. Mersi mult de tot. Prezentat. Ținem steagul sus. Bună ziua, bine ați venit. Vă pot ajuta? Mulțumesc frumos. Faceți un pic de mișcare, așa, mai ieșiți din mașină. Nu, dă 50 de lei ce să... Vă uitați la sport așa? Vă pricepeți? La ce? La sport. Vă uitați așa? În general. Da, păi nu mai la sport. Da? Că vreau să fac și eu sport și dacă vă puteți da cu părerea un pic, vă fac o schemă aici și puteți să-mi spuneți și mie așa, dacă aș putea să fac așa, să fiu și eu ca Drăgulescu. Ești. Se poate? Ah. Ne vedem la Pro TV. Vezi la Măruță, da. Mulțumim. Da, dacă vă mai arăt una, credeți că... Ia să vedem. Da, așa, credeți că mă apropii? Pot să... Vă salutăm. Deci, da?
Marian Drăgulescu, l-ați recunoscut? Campionul nostru mondial la gimnastică. Oricum este mai bine acolo decât la benzinărie, cu siguranță. Ce părere aveți de el? E un lider al sportului românesc? El este un exemplu. La 39 de ani și nu renunță? Este un exemplu. Și eu am 50 de ani și nu renunț. Cine este agustul? Ia uite. Ia uite aici. Ia uitați. Ia uitați ce ți-a dat doamna. Da? Nu trebuie. Mulțumim, succes! Am primit și suveniruri. De cât? 100. De 100. Gata. S-a făcut. Da, și rest? O să te antrenezi? Păi dimineața antrenament, după amiază aparta, ai mai aici. La mulți ani de 1 decembrie, ziua românilor, ziua României. De asta sunt astăzi de aici, să urez românilor la mulți ani și tot ce își doresc ei. Doamne ajută! Foarte frumoasă experiența și mă bucur că am avut ocazia să le urez românilor la mulți ani și că le-am adus un zâmbet pe față. Dragi români, îndrăzniți să fiți lideri! Fiți cea mai bună versiune a voastră. La mulți ani români, la mulți ani România.